Și iată, oameni buni, că o treime dintre români suferă de tulburări de somn și peste 60% au perioade în care adorm greu sau se trezesc frecvent. Dr. Marius Sava, medic specialist pneumolog cu competențe în somnologie, este aici să ne spună cât de important e somnul pentru sănătate și sistemul imunitar. Așadar, Greta a chemat și copiii la ora de sănătate cu Dr. Marius Sava! Salut, doctore, bine ai venit! Salut, bine te-am găsit! Dăm voie să remarc un lucru pe care și telespectatorii noștri și pacienții tăi pot să-l observe. Doctorul Marius Sava, oameni buni, de când vine la emisiunea noastră, ce credeți? E cu 9 kg mai slab. Hmm? Pentru că omul e ambițios. Ești singurul care a remarcat din echipă. Greta, să știi că n-a observat. Sunt și mulți invidioși, crede-mă. Aha! Eram sigur. Perfect. Că e ceva. Dar știi care e problema noastră? Că și eu sunt tot cu 9 kg mai slab. Mai că noi avem o problemă. Televizorul îngrașă cu cel puțin 5 kg. Nu spune, că eu n-am curat să mă uit la mine atât de greu. Ia fii atent, fii atent, ești doar tu acum. Uite-te la televizor. Uite-te, fii atent. Nu, suge burta. Acum ai umflat plămânii. Nu, stai un pic, ia-mă dintr-o parte așa. Ai umflat plămânii acum, perfect. E mai bine. E mai bine. Da. Doctore, haideți să luăm un loc. Unde stai? Aici? Acum ai stat data trecută. În dreapta, că e mai frumos. În dreapta, perfect. Da. Copiii, treceți aici, avem ora de medicină cu doctorul Marius Sava. E bine și să fie și copiii prezenți, da? Foarte important pentru copii. Ia vino Eva, vino un pic să vedem cum stau lucrurile aici și să vedem despre ce este vorba. Hai, ia zi. Zi, doctore, deci astăzi despre ce vorbim cu telespectatorii noștri? Ea este Eva, el este doctorul. Perfect. Și atenție mare, exact cum ai auzit ceva mai devreme, Eva, astăzi vorbim despre un lucru important. Și copiii, și bunicii, și părinții trebuie să fie atenți, pentru că vorbim despre cât de important este somnul. Somnul, da. Vorbim despre lucruri gratis și sănătoase. Am vorbit despre vitamina D, care este gratis. Am vorbit înainte despre cum să slăbești și să slăbești este gratis. Și astăzi vorbim tot despre un lucru foarte gratis. Foarte gratis, dacă poate fi spus așa. Și anume somnul. Ok, perfect. Deci, ce trebuie să înțelegem noi, doctore? Când ne gândim la somn, somnul trebuie privit din două aspecte, ca și durată și calitatea lui. Și sunt studii desfășurate pe an întregi, există un studiu pe 40 de ani, care arată că dacă dormi mai puțin de 6 ore pe noapte, 6 ore pe noapte, trăiești în medie cu 5 ani mai puțin. Deci, important e să dormiți. Copiii trebuie să dormă la prânz? Băi, da. Și o să vă spun de ce. În timpul somnului se secretă un hormon, se numește hormonul creșterii. Ia auziți, copii. Hormonul care te face să crești în înălțime, dar nu doar asta, te face să fii sănătos. Pentru că se duce și în ficat, se duce și în rinichi, se duce și la inimă și face să fie sănătoasă. Iar dacă vrei să ajungi, cum e acum la modă, înaltă, trebuie neapărat să dormi și copiii trebuie să doarmă undeva la 10 ore pe zi. Adică 8-9 ore noaptea și o oră, două ore ziua. Dar adulții e bine să aibă un somn la prânz? E un pic diferit la adulți. La adulți este important, foarte important somnul, adică e ok, dar să fie ori mai mic de 40 de minute, ori mai mare de 2 ore. Deci, ideea e să-ți faci un ciclu de somn. Un ciclu de somn durează cam 2 ore. Copiii au altă de rind. La ei altfel. Dar este foarte important dacă vor să crească. Dacă vor să crească și este dovedit științific că acest hormon al creșterii se secretă în momentul în care dori. Atenție mare. Eu vreau să fiu mai înaltă. Poftim? Eu vreau să fiu mai înaltă. Tocmai de asta, de mâine, la prânz, ce crezi că facem? Dormim! La prânz sunt aici. Da. După emisiune dormim. Perfect. După emisiune se face noapte. Ai dreptate și oricum dormim. Dar știi ce vreau să te întreb, doctore? Spuneai că deci dacă dormim mai puțin de 6 ore, practic se alege praful de sistem imunitar de viața noastră și trăim în medie cu 5 ani mai puțin. 4,7 ani, ca să fiu foarte exact pentru cei care sunt interesanți. Citesc o carte acum și de asta mă duceam spre telefon. Am vrut, dacă știam că vorbim despre somn astăzi, ți-o aduceam. Am cumpărat-o și vreau să spun că după primele 4-5 pagini am vrut să dau cu ea de pământ. E o carte a mea pe care o citesc. Da, știu. Uite, doctore, asta citesc. Matthew Walker despre... Deci am citit primele 4 pagini. Da. Mi-a venit să arunc cartea și să nu mai o citesc. Are o carte și mai bună. Se numește Why We Sleep. Arată niște... sunt niște studii făcute pe niște triburi. Exact, oamenii ăștia spun că dacă nu dormi, te îmbolnăvești. Da, păi, dar sunt studii și dacă vrei o să spun ce boli faci, ce organe afectează. De fapt, afectează toate organele. Stai să-mi iau scaunul, doctore, și spune ce se întâmplă dacă nu dormi cum trebuie. Zi. Avem așa. În primul rând,
somnul afectează inima. Adică lipsa somnului afectează inima. Cum? Interiorul vasului este rănit în timpul zilei de factorii externi, de poluare, de fum, de mediul în care trăim. În timpul somnului, în momentul în care dormim și ajungem în somnul acela profund, și o să vă arăt ce înseamnă somnul profund, ritmul cardiac scade și scade și tensiunea arterială. Și în momentul acela dăm un răgaz vaselor de sânge să se refacă. Și există de asemenea un studiu care arată că dacă dormi mai puțin, de 6 ore pe noapte, ai un risc de a face infarct în decursul vieții cu 25% mai mult decât cel care doarme mai mult cu 8 ore, mai mult de 8 ore. Deci dacă fac infarct, nu e cazul tău. Nu, pentru că copiii nu, tu oricum dormi cel puțin 10 ore. Același lucru se întâmplă și în creier. Accidentul vascular cerebral la pacienții care dorm mai puțin de 6 ore pe noapte este întâlnit cu 15% mai mult decât cei care dorm mai mult de 8 ore. Deci să zic că e bine pentru mine, pentru că astăzi am dormit până la 10. 12. De la ce oră? Da. A dormit. Acum în vacanță se dorme. Bine. Dar știi ce vreau să te întreb? Sunt foarte mulți oameni care spun, dar nu mai pot să dorm cum dormeam ăla. Adică nu mai pot să dorm 8 ore. Ce să fac? Trebuie căutată cauza. De ce nu pot să dormi? Și sunt multe cauze. Este și felul în care inițiem somnul, adică cum te culci, care este stresul prin care treci și foarte important când consumi cafeaua. Cafeaua întrerupe și dacă consumi alcool seara. Există un studiu care arată că dacă consumi alcool și seara sau dacă drogurile acestea ușoare recreaționale, nu intri în somnul profund. Și dacă nu intri în somnul profund, calitatea este proastă a somnului și în felul ăsta nu-ți faci ciclul acela de somn natural. Știi că alcoolicii nu visează. Nu cred. Da, alcoolicii și consumatorii de droguri ușoare nu visează. Ei nu ajung niciodată în somnul în care poți să visezi. Dar pentru pacienții, pentru oamenii care dorm mai puțin de 6 ore și asta este o chestie habituală, așa s-au învățat, este recomandat să aibă o siestă, să aibă un somn la prânz. Adică după petrecere nu mai dorm bine. Oamenii care petrec cu adevărat o noapte după petrecere nu visează și nu ajung niciodată în somnul profund care ajută la recuperarea memoriei. Sunt mai multe. Eu mi-am dat seama că e bine să nu bei. E foarte bine, să nu bei. Bravo. Să nu bei. Măi, este aliatul meu. Da, să știi. Doctor, a dat cineva mesaj și a zis, fiul meu nu mai doarme la amiază de la 7 ani. Acum are 14 ani și are 1,80 m. Da, cât a dormit noaptea? Cum a dormit noaptea? Ce a mâncat? Sunt mai mulți factori. Asta nu contează, adică dacă nu este 100% că nu o să crești dacă nu dormi 10 ore pe noapte sau dacă nu. Dar vorbeam de creier, să știi că, de exemplu, pacienții cu diabet Zaharas a demonstrat că dacă dorm mai mult de 8 ore pe noapte, au un diabet care este mult mai ușor controlabil. Se controlează mai ușor cu medicație și ajung mult mai greu la insulinodependență, adică nu ajung la insulină. Măi, deci pentru diabetici de somn nu e bun. Da. Și pentru noi care începem așa să facem un pic de burtică, noi dezvoltăm ceva ce se numește rezistență la insulină. Rezistență înseamnă că insulina nu mai poate să-și facă treaba în corp. Și pentru oamenii care dorm bine, lor le scade rezistența la insulină. Deci pericolul ca noi să facem la un moment dat diabet este mult mai scăzut dacă dormim. Dar știi ce vreau să te întreb, doctore, legat de treaba asta? Poate sunt oameni care nu pot să adormă ușor și iau pastile, somnifere, să adormă. E bine? E același somn sau nu e același somn? Dacă ar fi să alegem între nesomn și somn indus medicamentos, aleg tot timpul somnul indus medicamentos. Este mai sănătos să dormi chiar sedat decât să nu dormi deloc sau să dormi foarte rău. Și pentru asta avem, să știți, și psihologii care te ajută cu terapie ca să identifici care este cauza nesomnului și psihiatrii. Sunt niște oameni care sunt foarte drăguși și ei știu foarte bine cum să sedeze o persoană ca să doarmă într-un mod cât mai natural. Și trebuie apela la ei ori de câte ori avem nevoie. Dar știi ce vreau să te mai întreb? Legat tot așa de somn. Se spune că cel mai bun somn este între ora 10 noaptea, nu? Ora 22 până spre dimineață. Da. Dacă pierzi o noapte și dormi a doua zi toată ziua, nu înseamnă că ai recuperat noaptea aia. Nu. Trebuie să dormi câteva săptămâni, 8 ore pe noapte, ca să recuperezi noaptea pe care ai pierdut-o, noaptea aceea, singura noapte pe care ai pierdut-o, trebuie cam 3 săptămâni în care să dormi normal, chiar un pic mai mult, ca să recuperezi. Somnul este un mit, cum că dacă într-o săptămână nu ai dormit, nu ai reușit să dormi cum trebuie, în weekend recuperezi. Nu recuperezi în weekend. Deci rămâne sechele. Există un concept în momentul de față de datorie la somn.
care este intens dezbătut. Îți faci o datorie în timpul vieții. Mă gândesc și... acum inclusiv ca la studenți care dau examene de învață noaptea, știi? Câte ce este foarte interesant? Există un studiu făcut în Harvard care arată că studenții care au dormit înaintea examenului, dar au dormit bine, adică 8 ore, 10 ore înaintea unui examen, au rezultate mai bune față de cei care n-au reușit să doarmă și au stat să învețe. De ce? Pentru că avem un somn, se numește somnul REM, în care se organizează informația. Somnul ăla este elementar ca să se așeze informațiile strat pe strat acolo și tu să le accesezi. Cum dacă treci într-o zi, ai o perioadă, ai o decizie de luat, o decizie în care sunt foarte mulți factori, în care nu știi cum să faci, cel mai bun lucru și cel mai bun sfat este să te culci. Culcă-te, dormi câteva ore, dormi o noapte și a doua zi dimineață, garantat, o să iei decizia bună. Ajută să doar ca să știi, la școală aveam un asemenea, adică toată școala se adunea, da, și spunea, uitați, să nu vă chiniți prea mult să învățați. A zis aproximativ aproape ce ai zis tu. Da. Da, în ultima zi să nu înveți. Adică să nu înveți în ultima, să nu înveți în ultima zi. Asta e corect, asta e valabil pentru cei care au învățat în săptămânile prealabile, că dacă n-ai învățat nimic, atunci e singurul care poți să înveți, stai și rupi atunci. Doctore, dar fii atent, dau oamenii mesaje și întreb, domnule, dar persoanele care lucrează în schimbul 3, cel puțin o săptămână pe lună, săracii de ei? Tot vorbim despre Organizația Mondială a Sănătății care ne anunță despre anumite substanțe că sunt probabil cancerigene, posibil cancerigene sau sigure cancerigene. Modalitatea asta de muncă între schimburi și schimbul noaptea a fost introdus de Organizația Mondială a Sănătății între comportamentele care sunt probabil cancerigene. Adică asta este un comportament... Eu am citit în cartea asta, ținți că mi-a stat cu ea de pământ, da, că lipsa somnului poate să ducă la aceste afecțiuni. Da. Există niște celule, noi avem niște celule, se numesc natural killer, sunt niște limfocite cu care ne naștem, dar pe care le și dobândim. O noapte, ele se ocupă de identificarea celulelor tumorale, cancerigene, despre identificarea bacteriilor și a virusurilor, le găsește, le prinde și le omoară. Natural killer se numesc celulele, ele se sinucid de fapt cu... Bun, sunt foarte importante în pacienții care au în familie pe cineva cu neoplasmă. Cancer, pentru că gena este aia. Noi trebuie să avem celulele astea într-o concentrație mult, foarte, foarte ridicată. Într-o noapte în care dorm mai puțin de 4 ore, cantitatea acestor celule scade cu 70%. Celulele care se ocupă cele mai importante în apărarea organismului. Asta este și motivul pentru care munca în ture, tura de noapte, este introdusă ca și risc cancerigen. Dar știi ce? Fii atent, asta vreau să spun. Sunt, uite, doctori care se uită acum la emisiune și dau un fel următor mesaj și face. Cum suntem noi care din două în două zile avem gardă și de ani de zile nu dormim nopțile? Da. E o problemă majoră, este un factor de risc, noi știm asta și probabil că vedeți din când în când la știri câte un doctor care a pățit-o în gardă. Se întâmplă, din cauza asta se întâmplă. Cineva zice, întrebați-l pe doctor de ce mă trezesc mai obosită decât m-am culcat și mă simt mereu obosită. O să vorbim când o să vă arăt stadiile de somn. Păi hai să desenăm că simt că ne-am luat așa cu vorba și sunt foarte multe mesaje de la telespectatorii noștri și mă bucur pentru că sunt foarte mulți oameni interesați și se pare că nu dorm la ora asta, ceea ce are și este bine, Ciucă, nu dorm telespectatorii la ora asta. Tata, mai e o chestie, uneori mama când vine de la concert zice, a zis că a dormit 4 ore și că vrea să doarmă. Da. Dacă, nu, gen, după concert, a doua zi, dacă doarme, cât trebuie să doarmă ca să recupereze? Trebuie să se trezească natural, adică trebuie lăsată să doarmă cât vrea. Deci, practic, după o noapte pierdută, asta când adormi, trebuie să te trezești natural. Trebuie să trezești natural. Și asta e cu oamenii care dorm cu telefonul mobil lângă ei și sună telefonul și îi trezesc din somn. Asta e iarăși o mare prostie, nu? Este mare. Prima prostie la telefon este lumina albastră pe care o emite. Să știi că un telefon are o lumina pe care o emită timp de o oră, dacă stai în 3 ore prealabil somnului, adică dacă tu te culci la 10 și de la 7 până la 10 ai o oră în care stai cu telefonul, întârzie secreția de melatonină, hormonul somnului, cu încă 3 ore. Adică tu practic ești după fusul orar de unde? Din Spania. Unde cine? Nu, mai. Nu, mai. Mai încolo, mai încolo, da. Adică în Spania e cu o oră diferență. 3 ore se întârzie secreția de melatonină și melatonina este un hormon care este foarte bun. Hai să vedem aici ce regulă.
Dorm cu telefonul. Deci nu trebuie cu telefonul, exact. Trebuie, și exact. Trebuie să nici în aceeași cameră. Dacă cum? Se tu faci asta. Eu fac asta? Păi dau mail-uri pentru serviciu, dau mail-uri. În 10 minute sunt gata. Dau mail-uri. Te-am venit ăștia să mă purească la doctor. Ia zi, care sunt de regulă? Ce vreau să vă desenez, o să vă desenez un pic un grafic al somnului și stadiile somnului. Tot timpul începem somnul într-un stadiu în care suntem în stare de veche. Suntem trezi. Treziți, da? Apoi, este primul stadiu de somn care se numește N1. Este momentul acela în care ne relaxăm, ne așezăm în pat și încercăm să adormim. La un moment dat, după 10-20 de minute, începe stadiul de somn N2, care este un stadiu intermediar între stadiul superficial și stadiul profund. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să tresăriți în somn. Da. În stadiul acesta se întâmplă, la trecerea din N1 în N2. De ce? Nu, când visez urât. Știu că se mama mai face asta. Se mai întâmplă câteodată când... Să știi că când... este extraordinar că face asta. Înseamnă că are un corp foarte atent la funcțiile vitale. Pentru că în stadiul acesta scade ritmul cardiac, scade tensiunea, scade numărul respirațiilor și corpul crede că mori. Tu nu mori, dar el crede că mori. Și în momentul acela îți dă un impuls electric și... Deci corpul este atent la ceea ce se întâmplă. Asta înseamnă că e sănătoasă. Nu este nimic anormal. Deci oamenii care tresar așa, da, e bine. Nu înseamnă nimic patologic. Și dacă o faci din 40, din oră în oră? Atunci e o problemă, trebuie să mă caute. Bun. Ulterior urmează un somn care se numește somnul profund sau somnul N3. Somnul acesta este elementar. Deci asta e cel mai bun, aici trebuie să ajungi. Aici este somnul care este foarte important pentru refacere fizică. Adică sportivii care suferă o fractură, este demonstrat faptul că dacă dorm bine și mult, se refac mai ușor. Și noi dacă avem zgaibe sau vreo zgârietură, dacă dormim o să vedem că ne vindecăm mai repede. Dar se întâmplă și pe interior. Sistemul cerebral, inima, ficatul, pancreasul, stomacul, toate lucrurile acestea se refac în stadiul acesta. Bun, acum urmează cel mai miraculos moment al somnului. Se numește somnul REM. REM. Somnul REM. Doamne, ce urăsc. Somnul REM este somn... Noi, din momentul în care suntem, ne așezăm în pat, ne scade capacitatea sau funcția cerebrală cu vreo 60%. Adică să ajungem într-o stare în care nu prea funcționează foarte multe sisteme din creier. În somnul REM, nu că ajungem la funcția cerebrală pe care o aveam atunci când eram trezici. Ajungem cu 30% mai mult. Creierul nostru, într-o dată, explodează. Și este și somnul în care visăm. Somnul acesta. Iar visele țin cât? 20-25 de minute avem somnul REM, dar avem 4-5 cicluri în fiecare noapte. Toți oamenii visează, să știi. Toți oamenii visează. Și urât și frumos. Da. Se spune că că visele țin foarte puțin, nu? Că tu ai impresia că ai visat toată noaptea. Nu exact, știu ce. Pentru că noi avem în interiorul creierului nostru, se numește cortexul prefrontal, cel pe care îl folosim în deciziile raționale. Cortexul prefrontal este una din structurile din creier care se oprește complet în timpul somnului. Complet. Și restul creierului își face de cap. Începem să vezi, sunt tot felul de nebunii. Câteodată nu se întâmplă ceva astăzi. De la somn, lipsa de somn. De lipsa de somn. Da. Este. Perfect. Bun, dar ce se întâmplă în somnul ăsta și de ce este? Și REM ăsta îl avem toți? Da, îl avem toți. Nu, dacă consumi alcool, nu. Dacă ai o problemă cu somnul, nu. Aole. Somnul ăsta, dar este elementar pentru sănătatea creierului, pentru că se organizează informațiile. Ăsta este motivul pentru care visăm. Și, de exemplu, dacă ai visat și că ai avut somnul REM? Dacă ai visat, sigur ai avut somnul REM. Dar dacă nu știi că ai visat, nu înseamnă neapărat că nu ai avut somnul REM. Majoritatea oamenilor au somnul REM, doar că nu ne amintim. De ce? Pentru că este cortexul ăsta prefrontal, care a doua zi când se trezește, spune, băi, n-are cum să se întâmple așa ceva, pun toate chestiile astea deoparte. Și ceva foarte interesant, de fapt, noi nu uităm niciodată visele. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să visești ceva, să uiți că ai visat și în ziua aia, nu știu, faci duș și te aduci aminte. Păi, uite ce vis am avut azi noapte.
se întâmplă, se întâmplă lucrul ăsta pentru că cortexul prefrontal încearcă să aranjeze cumva informațiile într-o structură logică. Nu e neapărat visul pe care l-ai avut tu, dar cumva încearcă să organizeze informațiile în așa fel încât să fie o chestie logică. La somnul ăsta REM poți să ajungi în cazul în care ești un om care nu adormi ușor, care nu dormi suficiente ore pe noapte cu medicamentație? Da. Deși cei care iau pastile de somn pot să ajungă în somnul REM și să-și organizeze creierul. Informația, ăla este cel mai important pentru memorie. Și oamenii care au somn REM au o capacitate de a învăța skill-uri, de a învăța abilități noi a doua zi cu 30% mai mult decât cea. Adică dacă vrei să faci, nu știu, echitație, dacă dormi bine, să știi că o să înveți mult mai ușor să faci lucrul acesta. Și se întâmplă somnul, structura asta de somn sau ciclurile acestea de somn se întâmplă de 4 ori în fiecare noapte. Dar ca să se întâmple de 4 ori în fiecare noapte, trebuie să dormi minim 7 ore. Și te trezești între ele? Există microtrezire, nu există trezire reală, pentru că din somnul REM ajungi iarăși în somnul N3. Sunt oameni care dau mesaje și spun că se trezesc la oră fixă, din oră în oră. Asta este puterea, este puterea învățării, pentru că ne-am învățat să facem chestia asta din copilărie, nu se știe exact care este cauza, dar există și posibilitatea ca să ne trezim după somnul REM. Nu, dar sunt oameni care se culcă la 10 și între 12 și 4 dimineața se trezesc din oră în oră. Nu este o problemă neapărată dacă se întâmplă să adormă repede imediat după. Adică dacă în 5 minute adormi, nu e nicio problemă, ok, te-ai trezit după somnul REM, nu e cine știe ce. Ah, ok. Adică este complet natural. Și dacă ți-a mai mult să adormi? Atunci este o problemă. Este o problemă și trebuie să vizitezi un medic care se ocupă de inducerea somnului sau un psiholog. Ok, perfect. Mai zine ce mai doctore să înțeleagă telespectatorii, pentru că e un subiect foarte interesant, să știi că sunt foarte, foarte multe mesaje și asta vreau să le mai dăm sfaturi oamenilor și uite, te mai întreb și din ce mai zic ei. O să vreau să vorbesc un pic despre imunitatea în timpul somnului. Da. Noi avem două feluri de imunitate. Avem o imunitate pe care o moștenim, este cea născută, și avem o imunitate pe care o dobândim. Cea născută este formată din niște celule care se numesc macrofage și celule dendritice. Mă rog, dar vorbim despre macrofage, că sunt mai multe. Macrofagele sunt cele mai ușor de înțeles. Macrofagele, în momentul în care încep să circule prin sânge, identifică o structură care este anormală, cum e o bacterie, virus, parazit sau... Și o distrug. O mănâncă, o digeră. Bun, asta înseamnă imunitatea pe care o avem de la părinți sau pe care ne-am dezvoltat-o în burtica mamei. Foarte important pentru o gravidă este să doarmă. Foarte important pentru că fluxul sanguin trece, ajunge la făt și aceste celule ajung la făt. Și el când o să se nască o să fie pregătit pentru lumea exterioară. Interesant. Bun, dar avem și o imunitate care este imunitatea dobândită. Imunitatea pe care o facem la contactul cu bacteriile, cu virusurile, cu paraziții, prin vaccinare și prin trecerea prin boală sau prin contactul cu oamenii care sunt bolnavi. Cum trebuie neapărat să faci boală? E, celulele care se ocupă se numesc limfocite B sau limfocite T. Acestea sunt celulele din imunitatea pe care o facem în timpul vieții. Celulele astea sunt elementare, sunt foarte importante în lupta cu infecțiile. Și am vorbit și despre celulele natural killer, care sunt tot un fel de limfocite. Bun, ce s-a demonstrat? Noi am observat faptul că pacienții care răcesc des, și sunt persoanele probabil toți, știm oamenii care sunt mai mult răciți decât sănători. Și aia care răcesc și vara. Aia care răcesc și vara, au o problemă cu somn. Adică nu dorm foarte bine sau nu dorm destul. Băi, și de somnul ăsta e jale cu elciucă. Da. Și s-a măsurat imunitatea și s-a observat faptul că oamenii care nu dorm bine, adică oamenii care au o problemă cu calitatea somnului sau cu cantitatea somnului, au limfocite foarte scăzute, celulele care se ocupă de imunitate. Fii atent, o întrebare foarte interesantă de la cineva care zice, domne, ce părere are doctorul de ăștia care adorm uitându-se la TV și adorm cu TV-ul pornit noaptea și lasă noaptea? Da. E sănătos sau nesănătos? Așa eram eu când eram mic. Da? Da. Uite, adorm uitându-mă la TV, este nesănătos? Știm că orice sursă, ce știm în momentul de față, știm că orice sursă de lumină, absolut orice sursă de lumină, chiar dacă avem ochii închiși, inhibă somnul REM. Nu ajungem în somn profund.
Deci nu e bine să adormiți cu televizorul, oameni buni, pentru că vă inhibă cel mai important somn. Da, și inhibă și secreția de melatonină. Melatonina este hormonul somnului. Dar unii adorm bine când pornesc televizorul seara. Este ok, este un comportament. Dar să-l pună pe timer, să-l oprească, exact, în 10 minute. Să se oprească după 20 de minute, după jumătate de oră. Deci trebuie să dorm cu lumina stinsă. Fără nicio sursă de lumină, să știi că ar fi. Și sunt câteva reguli esențiale pentru somn, dacă vrei vorbim despre asta, ca să vezi care sunt lucrurile pe care putem să le facem ca să dormim ușor. Dar într-adevăr, fără nicio sursă de lumină și, dacă se poate, să dormim pe perioada nopții, adică în momentul în care răsare soarele, ar fi bine să ne trezim, deși, mă rog, e destul de complicat să facem asta. Doctore, mi se pare că e un subiect despre care ar trebui să mai vorbim, poate și data viitoare. Când vreți voi. Pentru că asta cu somnul, mi se pare că e un, cum să zic, că suntem cu toții afectați. Uite, cineva este foarte ușor ca să dormim dacă respectăm niște reguli și poate pentru asta ar trebui să ne mai vedem o dată, să vorbim despre regulile acestea pe care trebuie să le avem ca să dormim ușor, liniștit, să avem o calitate a somnului bună. Da. Știi, mi-a dat odată cineva mesaj, spune, domnule, că doctorul, ce pastile să luăm să dormim? Nu putem să spunem lucrul ăsta la televizor, că sunt interzise de... Nu, dar aici am ceva de spus. Un la mine competența se oprește la pastile. Eu pot să învăț pacientul să doarmă liniștit prin comportament, ce trebuie să consume, ce nu trebuie să consume. Pastilele nu am voie eu să le... Dar ceaiul de tei ajută? Ajută, dar mai distruge și alte lucruri, așa ce să zicem, popor. Da. Scade nivelul de testosteron un pic. Păi da, dar că dacă locuiește singur, n-are nicio treabă. Da, poate să bea atunci cât bea, 2 litri de ceai de tei înainte de somn. Să doarmă liniștit. Eu n-am probleme cu somnul, eu dorm fără... O să trăiești mult, da. Asta este. E altă treabă, povestim. Perfect, doctore, îți mulțumim mult de tot, oameni buni. Pe doctor îl căutați pe Instagram, pe Facebook, îl cheamă chiar așa, Marius Sava, și vă așteaptă acolo, corect? Sigur că da, răspund la orice întrebare.